Cu ocazia Zilei Poliției Române, polițiștii giurgiuveni au organizat un turneu de mini-fotbal. Cupa Poliției Giurgiuvene la mini-fotbal a strâns 9 echipe care s-au duelat pentru marele premiu. O echipă a ieșit învingătoare, dar toată lumea s-a bucurat de fotbal. A fost de asemenea o bună ocazie pentru team building. Au fost echipe bine pregătite, au fost echipe care au manifestat în primul rând fair play și sportivitate, așa cum ați observat și în finală. Îi felicit pe toți polițiștii care au participat și, în ultimul rând, le urez la mulți ani de Ziua Poliției și vă mulțumesc și dumneavoastră. Astăzi au avut loc finalele Cupei Poliției Giurgiuvene la mini-fotbal, unde în finala mică, Serviciul de Acțiuni Speciale a fost învingătoare în meciul cu Serviciul Criminalistic. Premiul cel mare a fost câștigat de echipa favorită, Viitorul Rural, care a învins Serviciul de Investigare a Fraudelor cu 7-5. Polițiștii de la Rurală au câștigat și anul trecut trofeul. Ne-am atins obiectivul, ca în fiecare an. Ordinea publică și-a făcut din nou datoria. Și anul trecut ați câștigat din timp. Da, ordinea publică. Bucuros, totul a fost frumos, respect între noi, mișcare, sărbătorim Ziua Poliției ca în fiecare an și suntem mândri că facem parte din poliție. Sper să reprezentăm în continuare cu mândrie meseria de polițist. Cu toate că nu au luat primul loc, ceilalți polițiști nu au fost dezamăgiți și sunt bucuroși că acest eveniment a adunat la oaltă polițiști din toate serviciile și toate zonele județului.